în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga vouă. Iubiți credincioși, este un text care sună atât de teoretic și de teoretizant, încât cu greu mi-a fost să iau o decizie de a-l folosi. Dar să știți că l-am folosit tocmai pentru că citeam săptămâna aceasta din Părintele Rafael Noica, fiul lui Constantin Noica, filosoful, o mărturisire excepțională pe care am să vă spun și nu neapărat că o citez ca să mă acopăr, dar este exact ceea ce gândesc și eu personal și nu vreau să implic pe absolut nimeni. Și spunea: fraților, biserica nu este instituție. Chiar dacă definiția dogmatică o arată ca pe o instituție divino-umană, biserica este comuniune, pentru că o instituție ne așează prea mult pe pământ. Așadar, sfatul pe care Mântuitorul ne-l dă de a căuta întâi Împărăția lui Dumnezeu și apoi toate celelalte, să fim siguri că se va adăuga nouă, nu mi-a mai sunat în urechi ca ceva teoretic, ci ceva practic. Și în sfârșit să vă spun de ce am putut să aleg acest text pentru astăzi. Vă spun, ieri la una dintre cununii, am avut câteva mirese ieri și mă gândeam la mesajul pe care îl transmitem. Chiar dacă nu ținem neapărat o cuvântare la sfârșit, toată slujba se face un transfer de la slujitor la cel care primește harul. Slujitorul fiind cel prin care trece harul mai departe. Pregătirea noastră trebuie să fie una care să permită harului să treacă în partea cealaltă nedeviat, să treacă direct la țintă. Și mă gândeam că tot timpul am avut în intenție să fac bine slujba, să transmit cât mai curat harul și cei care sunt în fața mea să beneficieze 100% de puterea și de energia harului. Dar ieri mi-a trecut prin cap următorul lucru. Mă apropii de vreo 1500 de cupluri pe care le-am binecuvântat cu ajutorul lui Dumnezeu. Și mă gândeam că la anul voi fi în partea cealaltă, cu socrii, adică socrii mici. Și m-am gândit, mesajul de aici încolo îl cunosc, dar ia să fac eu un antrenament un an de zile să văd cam cum ar fi de acolo încoace. Contează foarte mult partea baricadei pe care o ocupi. Pe oricare dintre baricade părți te afli, trebuie să știi care sunt aliații și care sunt cei din față, adică dușmanii. Bineînțeles că aici nu e vorba de o baricadă cu tabere care se luptă. Este însă o baricadă a realității, o viață. Noi toți cei care suntem pe lângă miri și pe lângă familia în mic a mirilor, vedem un eveniment. Ori el este mai mult decât un eveniment. Din acel moment, de când pleacă din biserică, nimic nu va mai fi ca înainte. Și încă n-am trăit ca să vă spun, dar o să vă spun la vremea cuvenită. Dar am început să înțeleg, prin exersarea gândului de a vedea ce este în partea cealaltă, și mi-am luat destui martori. Chiar odată mi-aduc aminte de fratele Gabriel, iar liceanu, care spunea: atunci când se însoară un copil, nu este ca atunci când pleacă la universitate. E bine, înțelegem și nu prea înțelegem, dar cine este în cauză știe cu siguranță că nu e. Și atunci m-am gândit că în partea cealaltă lucrurile sunt cu mult mai serios primite. Și anume, nimic nu va mai fi ca înainte. Și atunci, pe noi, ce ne ține ca toate celelalte sfinte taine să le primim altfel decât pe o cununie? Noi când venim la biserică trebuie să ne cununăm cu harul. Trebuie să știm că nimic nu va mai fi ca înainte, în sensul bun al cuvântului.
că din moment ce am plecat de aici însoțiți de har, cu siguranță că viața noastră trebuie să capete un alt aspect. Nu trebuie să plecăm neapărat din biserică cu cineva la braț, ci să știm că Dumnezeu este cu noi într-o altă formă de înțelegere. Și de aici mi-am dat seama că este datoria mea să vă spun și dumneavoastră ce am trăit în momentele acelea, când mi-am dat seama că, iată, stăteam numai pe o parte și mă uitam așa, nu chiar ca un spectator, că mă implic. Și totuși nu m-am implicat destul decât din partea aceasta, crezând că asta este partea mea. Nu, nu, nu. Partea mea trebuie să fie și dincolo. Nefiind o baricadă de război, așa cum am spus, este o baricadă însă reală. Ce se întâmplă înainte de a intra în biserică tinerii și ce se întâmplă după ce ies din biserică tinerii. Și mă gândeam așa, având în minte și cuvântul de astăzi, ce frumos a zis Mântuitorul: priviți la câinii câmpului, care nici nu torc, nici nu se ostenesc. Vă spun că în mărirea sa nici Solomon nu s-a îmbrăcat vreodată ca unul dintre aceștia. Și mă gândeam la mirese. Ce face fericirea unei mirese? Că are o rochie de la nu știu ce casă de modă? Că îi stă bine pariura? Sau că are tocuri de o anumită dimensiune pe care îi le permite înălțimea mirelui? Nici de cum. Dacă nu ar fi fericită, poate să fie îmbrăcată mai ceva ca un crin al câmpului. Să știți că dacă își pune mintea în zilele noastre cineva, poate să concureze și îmbrăcămintea unui crin, dar nu în îmbrăcăminte. Și nu despre îmbrăcăminte ne-a zis Mântuitorul astăzi, ci despre atitudinea crinului, care cu atâta eleganță înflorește și cu atâta eleganță se dezvoltă și apoi cu atâta eleganță își schimbă culoarea, se ofilește și pleacă pentru a lăsa prin semințe locul altui crin. Acest lucru îl admiră Mântuitorul astăzi la crinii câmpului. Nici de cum frumusețea, nici de cum puritatea sau simbolistica lui, cât atitudinea aceasta de a fi ceva firesc. Și revenind la mireasa noastră, dacă ar fi îmbrăcată în cea mai elegantă rochie, dar ar ști că nu o așteaptă o viață liniștită, cu siguranță că nu ar fi fericită. De aceea m-am gândit că în partea cealaltă, unde se află beneficiarii harului, ca să spun așa, se află o realitate pe care trebuie să o trezim în noi. Trebuie să știm că părinții aceia, după ce s-a terminat slujba, vor mai urma încă câteva ore bune, să zic, până dimineața cealaltă, în care vor avea grijă de ceilalți invitați, se vor lua cu una sau cu cealaltă, dar începând de ziua următoare vor realiza că s-a întâmplat ceva. În acel moment vor realiza că și-a luat zborul cineva din cuib, că nu mai este sub nicio formă stăpân pe destinul cuiva, ci este doar ajutătorul destinului cuiva. Dacă cineva bate la ușă sau sună la telefon sau cere ceva, atunci îi dă. Pentru că altfel s-a încheiat mandatul de părinte, care era obișnuit să spună deschide gura ca să mănânci, făcea ca avionul ca să poată să înghită mai bine copilul, îi schimba pampersul sau îi aducea biberonul, apoi se ducea la școală, punea mână pe mânuță ca să scrie primele litere și primele bastonașe, ducea la școală și așa mai departe și a plecat și la universitate și s-a întors și iată că din acel moment nu va mai fi nimic ca înainte. Iubiți credincioși, să știm că această realitate nu se întâmplă numai la cununie. Se întâmplă de fiecare dată când noi primim de la Dumnezeu posibilitatea să trecem în cealaltă etapă. Tot părinți sunt și de a doua zi și de a treia zi și până la sfârșitul vieții lor
dar părinți cu alte atribuțiuni. Acum cei care ne-am văzut vorba aia, copiii dincolo de liceu și dincolo de facultate pe unii, vă imaginați că cu greu ne mai putem aduna gândurile cam ce or face săracii cei care se duc pe la ședința cu părinții și nu-i ascultă nimeni, ci numai la sfârșit le spune care e suma pe care trebuie să o dea pentru fondul școlii, pentru nu știu ce carte și așa mai departe. Nu, vedeți, am uitat! Bine, în afară de cei care sunteți încă cu copiii sau cu nepoții la vârstele respective, mă mai aduceți aminte. Dar vedeți, viața merge mai departe. Ei bine, să știți că în Predica de pe munte, din a cărui parte ne-a învățat Mântuitorul astăzi, ni se vorbește exact despre priorități în viață, spunând căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și apoi ne vorbește foarte, foarte clar despre lucruri atent culese. Și iată ce spune Sfântul Evanghelist Matei, că a zis Mântuitorul, luminătorul trupului este ochiul. Dacă ochiul tău va fi luminat, tot trupul tău va fi curat. Dar dacă ochiul tău va fi întunecat, tot trupul tău va fi întunecat. Și dacă lumina care este în tine este întuneric, întunericul cu cât mai mult. De aceea vă zic vouă, nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru cu ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Au, nu este sufletul mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Priviți la păsările cerului, că nu seamănă și nici nu adună în hambare și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai mult și mai presus decât ele? Și cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să aduce staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte, de ce vă îngrijiți? Luați seama la crinii câmpului, care nu se ostenesc și nici nu torc. Și vă spun vouă că nici Solomon în toată mărirea lui nu s-a îmbrăcat vreodată ca unul dintre aceștia. Iar dacă dintre ei și iarba câmpului care astăzi este și mâine este aruncată în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi puțin credincioșilor? Deci, nu duceți grijă spunând ce vom mânca sau ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca, că după toate acestea se străduiesc neamurile. Dar știe Tatăl vostru cel ceresc că aveți nevoință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga vouă. Există din ceoși, iată ce înseamnă firescul. Firescul ne duce direct la țintă. Și așa cum spuneam că o mireasă este fericită gândind la viitorul ei, ne gândind așa la ziua de mâine cu ce e îmbrăcată până seara, ne gândindu-se dacă este bine într-un fel sau într-altul un pantof și dacă este accesorizată cum trebuie, ci dacă este motivată într-o viață liniștită, atunci este fericită. Și să știți că am văzut și oameni îmbrăcați modest, dar care zâmbeau, care nu se mai gândeau cu ce sunt îmbrăcați, ci pur și simplu erau fericiți. Înseamnă că fericirea nu stă în haina pe care o purtau, ci stătea în gândul lor care era eliberat. Pe de altă parte, știu și foarte mulți spicluiți, care însă gândindu-se la ziua la care suntem și câte mai zile mai sunt până la scadența de la bancă, încep să fie nefericiți. Și atunci, cine este mai fericit? Cel bine îmbrăcat sau cel mai modest? Nu modestia însă îl face fericit pe cel care nu are cu ce se îmbrăca, ci gândul și libertatea, să nu confundăm lucrurile. La fel este și cu bucatele. Dacă suntem în fața unei mese îmbelșugate, bineînțeles că vei spune, da, avem toate motivele să fim fericiți. Da, dacă la masa aceea noi ne-am străduit câteva zile bune să așezăm totul și invitații nu au venit, suntem sau nu suntem fericiți? Nu mai suntem fericiți. Și suntem în fața aceleiași mese, dacă ar fi toți adunați pe care i-am invitat, atunci am fi fericiți. Dar pe de altă parte, și când avem în față numai o bucată de pâine și un pahar cu apă,
dacă este casa plină, suntem fericiți. Și avem ce să ne spunem, avem ce ne împărtăși, suntem fericiți. Când ne-a venit un prieten mai de departe, când ne-a venit, iată, fiica pe care o știam la casa ei și ne-a băgat în seamă și vine pe la noi, înseamnă că nici masa îmbelșugată sau modestă nu sunt ceva prin sine, ci sunt prin întrebuințare și mai ales ca prilej. Pentru că aici și de aici am pornit. Biserica nu este instituție, ci este comuniune. Biserica este un prilej de a ne aduna. Suntem aici pentru că puteam să fim și în altă parte. Sigur, fiecare dintre noi are măcar două sau trei variante pe care le gândea cu o zi sau cu un an înainte să fie în altă parte decât aici. Eu, unul personal, mi-aduc aminte că acum 5 ani, apropo de Marseieza, că e ziua Franței, eram la Paris și aș fi vrut și acum să fiu la Paris, dar uite că sunt aici. Vedeți, suntem aici pentru că ne-a adunat Dumnezeu să ne bucurăm în comuniune aici. De ce suntem fericiți? Suntem fericiți că avem veșminte care seamănă cu ia românească? Și de asta suntem. Suntem fericiți că sunt în fața mea cel puțin chipuri tinere și întinerite? Suntem și de asta. Dar dacă nu am fi avut mesaj pe care să-l transmitem, n-am mai fi fost fericiți. Nici eu și nici dumneavoastră. Ce ne ține fericit? Ne ține pe fiecare în parte harul lui Dumnezeu, care ne dă o utilitate și veșmintelor acestora pentru mine și drumului pe care dumneavoastră l-a săvârșit, deși e din ce în ce mai greu să ajungem printre gropi și la biserica noastră. Vă felicit că ați putut să ajungeți și că ați respectat noi itinerarii. Vedeți că s-ar putea ca într-o lună, două, am văzut paralel cu bulevardul de pe malul portului, bulevardul marinarilor, să pregătește, Constanței, să pregătește ceva, să ocolim pe acolo. O să ajungem. Până la urmă, mai târziu, dar o să ajungem. Ei, ce vreau eu să vă spun? Că Mântuitorul ne învață tocmai acest lucru. Să nu căutăm ceea ce se vede, să căutăm ceea ce este în spatele a ceea ce se vede. E adevărat că o mireasă vrea să fie elegantă, da, dar nu să fie un scop în sine. E mireasă tocmai ca să îmbrace și ea odată o rochie frumoasă. Nu, ci îmbrăcarea unei rochi frumoase trebuie să fie un efect al unei trăiri. De exemplu, eu, unul personal, nu mă duc la piață decât cu pantalon și cu cămașă și atunci când nu e prea cald, așa cum e acum, cu cravată la gât. De ce? În primul rând, că așa sunt obișnuit să merg eu. Când eram student, mi-aduc aminte că am fost nevoit să cumpăr verdeață și mi-am dat seama că eu n-am la mic decât diplomatul cu care mă duceam la cursuri. Și bineînțeles că am luat mărarul pătrunjelul, am deschis diplomatul și l-am pus acolo. Asta n-a fost nimic, dar un coleg care a avut nevoie de un curs și i-am zis, du-te și ia de diplomat, m-a făcut de poveste la toată școala. Dar nu e problemă, mi-am asumat. Zic, da, fraților, fiecare trebuie să se poarte așa cum este, firesc. Ce trebuia eu acum să fiu invidios pe aia care aveau diverse papornițe pline? Nu! Fiecare dintre noi este învățat, măcar astăzi, că trebuie să fie firesc. Și dacă în mintea mea era că am calitate de student și sunt în București ca să învăț, bine, în paralel și familist și primul copil și mai departe, dar este important că accentul trebuie pus pe prioritate. Prioritate nu era să fac eu piața în fiecare zi. O făceam, dar nu era prioritar. Prioritar era să termin anii de studii ca să pot să mă retrag și eu și să-mi văd de ale mele. Așa este și acum. Prioritar este să păstrăm nu numai o imagine în ochii celorlalți, cât o imagine în ochii noștri. Despre această imagine spune Mântuitorul astăzi, să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga nouă. E bine, dacă vrem să mergem dintr-un punct A într-un punct B, bineînțeles că itinerariul între ele poate să fie diferit. Exact cum v-am spus eu, acum veniți de la dumneavoastră de acasă până la biserică, astăzi ați mers pe un drum.
Să-l uitați, că duminica viitoare nu mai e valabil. Este important să știți unde trebuie să ajungeți. Și atunci nu mai contează pe unde o luăm. Știm, bă, tată, eu trebuie să ajung la Dumnezeu. Înseamnă că trebuie să mă raportez, acolo trebuie să ajung. Păi nu că astăzi nu mai e strada aia, ailaltă cu țevi pe ea, ailaltă nu știu ce șansuri mai are. Contează unde trebuie să ajungem. Și de aceea Mântuitorul ne spune, nu căutați îmbrăcăminte, nu căutați hrană. Asta nu înseamnă însă că ne îndeamnă Dumnezeu la nemuncă. Așa cum zice românul, pică pară mălăiață. Nu e chiar așa. Să nu punem accentul greșit. Trebuie, vedeți, în drumul spre piață, înspre școală, dacă trece și pe la piață, trebuie să faci și piața, dar nu trebuie să pui accentul numai și numai pe lucruri mărunte. Și apoi, exact cum v-am spus, degeaba ai masa îmbelșugată, dacă nu-ți vine nimeni și nu-ți deschide nimeni ușa, dacă copiii au uitat de tine, dacă cei pe care i-ai ajutat vreodată nu și-aduc aminte decât atunci când au nevoie și dacă în ziua respectivă n-au nevoie, nu te mai caută, te vor căuta atunci când vor avea nevoie, ce ne facem? Înseamnă că prioritatea noastră nu este a aduna, și așa cum am mai spus și altă dată, este a fi. Trebuie să știm să fim gazdă. Eu am văzut gazde care n-au pus aproape nimic pe masă, ci decât au așezat prilejul. Așa cum e și bisericuța noastră. De exemplu, noi de hram nu avem niciodată o masă deschisă. Bine, știm din ce pricini nu avem, că avem vecinătăți foarte interesante pe aici și atât ar trebui să zicem că punem vreo masă, că s-a terminat cu liniștea noastră. Și totuși, noi ne adunăm aici și ne hrănim. Ne hrănim sufletește. Ne hrănim uitându-ne unii la alții și ne hrănim cu gândul că nu vom pleca singuri de aici. Și chiar vom pleca și de multe ori mi s-a dat prilejul, neavând timp vinerea, sâmbăta să fac piața, mă duceam prin piață după ce plecam de la biserică și vedeam așa câte 2, 3, 4, 5, mai ales când era dezlegare la pește, toți erau pe la pescării și se duceau unii pe la alții. Asta înseamnă că biserica nu este instituție și țin la această definiție. Nu este o instituție să pună mese întinse, este o comuniune. A bine că putem da prilej de a ne extinde această comuniune, este altceva, dar primordial bisericii este să fie comuniune cu Dumnezeu și comuniune între noi. De aceea ne va fi foarte ușor să înțelegem predica de pe munte pe care Mântuitorul astăzi ne așează așa în câteva cuvinte înainte. Vom înțelege foarte, foarte ușor ce înseamnă să avem prioritățile bine așezate. Să știm ce trebuie de la viață. Contează foarte mult pentru cineva dacă și-a propus un anumit lucru să-l obțină. Acel lucru pentru el toată viața îl va urmări până când îl va obține. Un lucru poate că minor pentru ceilalți poate să aducă o stare de fericire celui în cauză. Pe de altă parte, un lucru foarte, foarte mare pentru altcineva, pe el să-l lase rece, cum zice românul. De aceea Mântuitorul ne spune, nu vă îngrijiți ce veți mânca sau ce veți bea sau cu ce vă veți îmbrăca. De ce? Pentru că lucrurile acestea sunt relative. Vedeți, acum ne îmbrăcăm într-un fel și poate că peste câțiva ani moda nu va mai fi așa și dacă noi investim totul în ceea ce avem pe noi acum, vom fi descoperiți peste câțiva ani când vom fi înainte de a se întâmpla să fie vintage, că dacă nu e vintage înseamnă că e vechi. Una e să fie vechi și alta e să fie vintage. Așadar, acum în drum spre casă, să ne uităm așa în jurul nostru și să spunem pe ce punem noi accent. Astăzi, nu mâine. Mâine nu e a noastră. Astăzi. Dacă astăzi reușim ca măcar 5-6 grupuri dintre noi să meargă în același loc, înseamnă că predica și-a atins ținta. Înseamnă că am înțeles că așa se caută întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte se vor adăuga nouă. Vei spune, da, dar nu suntem pregătiți, nici nu trebuie să fim pregătiți. Pregătirea este în noi și nu numai cu a așeza o masă, ci a avea
o stare de dragoste cu ceilalți. Să vedeți cum va trece vremea de frumos și cum vă veți întineri aducând aminte de cutare sau de cutare moment din viața dumneavoastră pe care îl depănați în fața celorlalți, ceilalți își dea până în fața dumneavoastră cele mai frumoase clipe sau cele mai tulburătoare și să vedeți că atunci simțim cu toții că ne apropiem de împărăția lui Dumnezeu, care nu ține cont nici de ce am mâncat, nici de ce am băut și nici cu ce suntem îmbrăcați. Să ne iască Dumnezeu ca la capătul fiecarei zile să găsim împărăția lui Dumnezeu, pentru că toate celelalte se vor adăuga cu siguranță nouă. Așa să ne ajute Dumnezeu! Dumnezeu.